episodul de azi o să mergem iarăși în centru. O să mergem să ne dăm iarăși pe bike, am bike-ul cu mine. Este super însorit și fain afară. Am băut fresh-ul ăla de fructe, mi l-am făcut. Vă sfătuiesc să o faceți și voi dacă aveți sărbătoare din asta. Am pus două mere, o portocală și un morcov și este ceva genial și e mai bun decât Coca-Cola sau alte sucuri din astea pe care le găsești la magazin. Deci mergeam pe stradă și m-au oprit copiii aia mici să mă întrebe dacă mi-au făcut pana. Cred că s-au uitat la vlog, nu sunt sigur. M-am gândit să-i filmez unii dintre ei pe niște tricuri cu Kendama. Vreau să vă spun, nu știu, acum că a venit primăvara și vremea asta caldă, mi-am adus aminte de crocodușe și când eram mic, mâncam foarte multe crocodușe, mă urcam în toți copacii și eram super activ. Îmi aduc aminte că într-un timp mi-am și făcut o căsuță într-un copac, într-un crocoduș mai exact. M-am oprit acum câteva minute să-mi iau niște crocodușe dintr-un copac și mi-a dat așa o nostalgie din copilărie, foarte tare chestia. De când a venit vremea asta caldă, nici nu mai știu cum să mă îmbrac. Baie fric, baie cald. Acum mi-e extrem de cald și am geaca pe mine. Bine că am un tricou și n-am mai mult, dar în general încerc să mă îmbrac mai gros pentru că se face foarte, foarte frig. Și partea nașpa e că dacă e frig și sunt îmbrăcat subțire, o să îngheț și sunt sătul de frig și tot așa. Am ajuns până la urmă la teatru. Sunt cu Dodoi aici. Să rămână. Cu David. Și cu Angela acolo în spate, care el nu vrea să apară în fața camerei. Și o să filmăm când fac băieți un game of bike. Dați subscribe lui Bone, v-am pupat aici Recanski. Yeah. În partea dreaptă l-avem aici pe Dodoi. Și aici pe Angel. Bone. Și o să facă un game of bike. Fac nou și fugem pe lui. Nu bag. Ba. Oh shit. Oh. Ăsta e să stricat bike-ul. Ți-a descentrat la ta, mă? Oh. Come on. Stai puțin, stai că trebuie să mai dau un picior aici. Încet, frate. Cred că gata, bă. Gata. Ce să bag? 180 double gun. 180 double gun? Da. Am două. Da, aveți. 3, 8. Băi, ce este mișto! Yeah! Dă-mă niște sfaturi. Ce pic prost, nu-ți vreau să-ți fac să dau. Ești tu trebuie.
direct. Dacă spui ochelari, dai triple, mai bine, așa se spune. Da, știu. Am un ce bagi, bă. Nu erai tu să bagi, nu? Eu? Bă, cine bagă, Dodoi? Tu. Dodoi? Cine bagă? Tu. Bă, bă, bă. Hai, ce bagi? 5-4 la rampă. 5-4 la rampă, hai. Oh. Bar, bar. Bar spin? Bă, stai și voi acolo, stai și voi acolo. Stai și acolo. Gata, nu mai. S-a terminat. Gata. Nu mai, s-a terminat. Nu mai, jumul la mană. Deci câștigătorul acestui Game of Bike a fost Angel. Edi, ce ai mă de zis? Lasă-mă, bă. S-a supărat. Bravo, mă. Bate aici. Stop, n-am. Cum s-a părut? Față de nivelul tău, cât de bun ți se pare? Așa și așa. Știai că nu sunt foarte bun la nici. Foarte bun. Foarte bun. Ne-am întâlnit cu Filip. Filip are și el canal de YouTube. Vă pun link în descriere și dați și voi un subscribe la canalul lui. Suntem cu Ioana și cu Robi. Poftă bună, Robi. Cu Pepe. Cel care fumează Balișang, cumpărat de la... de unde e, mă? Nu mai știu de unde. În orice caz e bun pe până. Și cu David aici. Am ajuns la teatru de la Beer Garden, îl avem aici pe Vlad și ne-am întors și cu David și cu Pepe și ăsta s-a lovit la picior și Pepe aici pe zona. O să filmăm în curând niște trick-uri cu Vlad, că are niște idei și da, le punem în practică. Now I'm dealing with it as an older kid. Aici te oprești, învârți ca și gata, ce zic eu? Doamna, ajută-mi acolo pe picioare. Acolo! Vezi, mă, vezi! Vezi dacă îți arătai cum trebuie. Îi arătai un c***a mea. Aici, aici. Aici, să oprească, aici opriți și-i, Dudu. Aia. O, mă, stai că auzi ochelari. Cu ochelari. Pe noapte nu-ți activează hack-ul. Dar pe zi ai hack. Dă-te mă de acolo, că nu se dă așa. Ăsta-i flow, chestii. O legendă vie. Spune-mi despre ochelari, de ce te deranjară? Că nu vă bine, că am și dioptrile mari. Și n-am ochelari nimeni și oricum nu vă bine. Da, de mitul ăla, ce zici, că pe lumină ți-adaugă plus 5 la skill, dar pentru noi îți dă minus 5 la skill. Păi, e o legendă. A. Nu zic nimic, că se supără pe el. Ce se supără? Că e prost. O să oftică că nu iese tricul și eu că n-am ce face râd, că îmi fac și de-o. Dar ieși odată, frate. Păi, să fie de bine. Mie nu mi-și nu mi-se. Ce zici, bă? Nimic. Ai fi pus azi mai bun decât traiul ăla. Bă, da. Da? Prieteni, vă mulțumesc enorm de mult că v-ați uitat la acest episod. Dacă v-au plăcut cum s-au dat băieții pe bike, dați și voi un like la acest video. Și până data viitoare nu uitați să dați subscribe la channel dacă nu ați făcut-o deja și pace!